Ce îmi place să mănânc aici? Astăzi, sau mă rog, în clipul ăsta sper să dau de băieția cu Subway, dacă nu, vom vedea ce o mânca, dar azi am după masă, vreau să mă duc să mănânc acolo la șaormeria aia unde mi-a plăcut mult, să-mi iau tot șaorma de berbec și eventual să vă arăt, mă sper să nu fie aglomerat, dacă e aglomerat nu-mi iau de acolo, că trebuie să stau la coadă până mă satur. No, bine, hai că pornim. Bă, pe aici cred că o plouat azi noapte, vedeți cum e pe jos. Și măcar nu mai e praful ăla peste tot. Eu asta nu înțeleg pe patronii ăștia de magazine, ne, gen. Frate, când ai praf în fața magazinului, dă cu apă, știi? Am mai văzut că erau care măturau, dar nu face mare lucru. Uite, am după ce-o plouat, nu mai e praf pe aici, știi? Frate, dă cu furtunul cu apă, fă-ți curat în fața magazinului, nu? Așa. Asta nu-mi place aici, de lăsarea asta, știi? Oh, bă, cred că n-am nicio șansă aici. Sau nu știu, am, hai să vedem. Băi, de viața mea, bă, mi-am luat. De asta nu înțeleg ce vreau să-mi iau. Mi-o dat numai o șaormă de aia de vită. Eu i-am zis că mai vreau un meniu cu șaorma răboaică. Da, na. Nu înțeles, deja băi, am zis de vreo 3 ori că nu mi-a pus meniul ăla. Da, hai că aștept jumătate de oră, o oră, cine știe cât trebuie. Hai că mă mai plimb pe aici, poate mai dau de o șaormerie și mai iau din altă parte. Bă, să-mi iau dar ce de la gad? Bă, ce m-a enervat că nu înțelegea ăla, mă, ce vreau să-mi iau de dincolo. Ah, băiat, nu înțeleg nimic aici. Da, șaorma mil. Oh, fish or shawarma. Salut. Chicken. Nu? Ia. Bun. Bă, cred că nu înțeleg nici asta, că am cerut la meniu. Da. Bă, nu înțeleg așa, mă, meniu. Când zic meniu, nu înțeleg. Am cerut șaorma cu meniu, nici asta nu mi-a dat. Bă, frate, trebuie să învăț cuvântul meniu în arabă, să văd cum îi zice. No, hai că le-am luat, mă duc către casă. Bă, le-au făcut destul de repede, amu, 20-25 de minute. No, bune, hai să începem cu asta, gadu. Lăsăm cei mai buni pe urmă. Bă, încă scăldut. Stai un pic să încep cu Pepsi de ăsta, nu? E ciudat cum se desface Pepsi-ul ăsta, nu? Fii atent. Gen vine jos asta. Deci vreo 8-10 lei șaormele, cam pe acolo. Nu știu cât de scumpe. Ăsta e gardul cu chicken, cu pui. Nu se vede, nu prea se vede mare lucru. Am văzut-o cum a făcut-o, că numai chestii simple pus eu. Dar bună. Chiar bună. Mă, surprinzător, e chiar bună. Adică cred că îmi place mai mult decât aia de pui de la ceilalți. În fine, hai să trecem la asta de Vita. Mai trebuie și așa de bine. Vițica, vițica. Și sosul ăsta, deci că e un fel de iaurt cu, nu știu, maioneze, usturoi din alea. Deci cred că e făcut de ei, în orice caz. Wow.
Nu fiți atenți acolo. Fiți atenți acolo pe cealaltă. La asta și lipia e diferită, că e așa ca un fel de... Lipia de aia de la cremeș, știți? Dar nu are gustul ăla, dar așa ca și textura. Altă viață, mă. Și asta e tot așa simplu, fără cartofi, fără nimic. Bă, sunt prea bune, mă. Deci, ce să zic, ambele șaorme sunt pe asta medie, n-am ce comenta. Cam atât de atunci aș ne auzi mai încolo. Fui. No, bune, hai să vedem unde mâncăm azi. Vedem ce găsim pe aici. Bă, am mâncat din astea odată, am uns bune, dar nu... Nu vă imaginați că nu știu ce. Dar așa, la foame, mere mâncat. Ia fiți atenți ăștia cu Subway. My friend, one sandwich. English? No. One sandwich. Sandwich for me. Sandwich? Ați învăț. Tu. Din cât n-are. Ia, bă! Ia, ești ce? Cât n-are. Nu tot ok. Da, știu. Da, da. Hola, cheese on? No. No, pachet. How much? Ten bowl. Okay, thanks. No. Deci mi-am luat sandwich, un leu costă un sandwich de asta. Hai să vedem cum a fi. 10 lire, două sandwich-uri. Ca la Subway, ați văzut, te spune-te ce vrei. Hai să le mâncăm acasă. Bă, eu le zic la ăștia pachet, dar nu cred că se zice la pachet pe arabă, că în turcă se zicea pachet, da? Ori înțeles, pachet. Poate era unul turc dintre ei, cine știe. Nani, hai să vedem cum ăsta se are. Sandwich-uri la un leu. Un leu, 20 cam pe acolo. Ăsta e. Bine, nu prea știu eu ce să cer. Ăsta e ăla cu ou, fără carne și cu roșii. Și mi-au pus niște ingrediente, mă rog, niște sare, piper, eu știu ce pe deasupra. Bun, hai să vedem pe ăsta cu cărnită. Să vedem care e. Cam puțină cărniță, dar... No. Deci cam așa arăta ambele. Hai să vedem cum să... Ăsta cred că e mai bun cu carne și uns cu cheese, așa să zic, cu brânză. Mă, dar ce bun e, mă! Deci că l-o dea și cu ulei, nu știu. Hai să-l bag pe ăsta vegetarian, fără carne. Mai bun!
Brânza aia cred că face cam tot sandwich, așa bune, cred că e de oaie sau din alea. Și roșie, destul de ok. Nu știu, nu pot să te-ai nebunie ca la Subway, dar asta e postul meu de. De fapt, ăsta întrece sandwich-ul de la Subway. Dar și chifla asta, bagheta, da, e bună, mare gust bun. No. Deci cam asta e cu Subway ăsta de stradă. E bunuț. Și ieftin. Un leu din ăsta. Un leu 20, cam pe acolo. 5 lire, bucata. Cam atâta e. Ne vedem mai încolo. Nanică, s-a făcut seară și am azi iară să-mi iau sandwich-ul de aici de jos. Dar mi-am pus castraveți. Două cu șuncă din aia și unul tăi din ăla cu... cum îi zice? Cu ou. Am mai luat și o doză de Pepsi. Și niște din astea. Și fistic și mai miau. Pe astea două am dat vreo 10 lei cam pe acolo. Bine, atunci ne auzim mâine. No, bun, e o nouă zi. Azi n-am avut chef să ies nicăieri și mi-am comandat de la GAD. Vă puteți comanda până Talabat, așa se numește aplicația. Mi-am scris, am un engleză, dar am înțeles. Și mi-am luat sandwich-ul de-astea de-a lor, cu full, cu nu știu ce. Hai să vedem. De 3-4 sandwich-uri. M-a costat în total vreo... asta fie ala cu full oare. M-a costat vreo 25-30 de lei în total. 4 sandwich-uri sau cât e. Încă una. A, mi-am luat și falafel. Sos de-asta de-a lor. Deci 4 sandwich-uri de lei. Bine, hai să vedem pe asta cu ce-i prima oară. A, asta e ala cu cartof. Scria acolo că e ceva sandwich cu cartof și nu știam, zic, frate, cum e mai exact ăla. Pită cu cartof fiert. E bun, dar noi nu știu ce. Nu să vedem pe asta. Asta cred că e full-ul ăla. Dacă nu mă înșel, e un fel de fasole. Nu am mai mâncat ceva asemănător. Nu se poate cu falafel. Da. Bunos falafelul. Mai uleios. Mi-am luat din astea. Deci șervețelile astea sunt practic o liră bucata. Nu știu cât ar veni, 20 de bani. Și mi-am luat mai multe, mi-am luat de vreo 10 pachete din astea, că nu-ți ajunge hârtia. E gen. Pachetă de aia cu două straturi, numai de aia am găsit aici. Îți dă-te din aia și o termin super repede. Și am nu pot mere, știi ce simți așa, să merg pe la câteva ore, mai dăm eu hârtie, mai dăm. Atunci azi iei din astea, mie mi se par super ok. Și ai rezolvat problema. Ăsta e un fel de iaurt cu sos de usturoi sau cu mujdei. Să vedem. Bunuț. Chiar e bunuț. Și ultimul sandwich-ul cu crispy. Să vedem unde e crispy. Ia-l-te. Ai și cu mozzarella. A, le-o pus în el. Deci voi vedeți cum e asta. Și acolo e în el. N-am mai văzut niciodată pe ceva. Am vis cu crispy și mozzarella, zice. Cam dulce, uleios, pe la medie, falafelul îmi place mai mult. Dar zi-e tine asta, adică sandwich-ul cu falafel, un leu din alea. Asta o fac mai scump cu crispy, vreo 7-8 lei. Și sosul, 5 lei. Total 100 de lire, cam așa a fost. No, păi cam atât a fost pe ziua de astăzi, atunci tot ce am mâncat în clipul ăsta a alunecat și ne auzim data viitoare.